Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, să mai vorbim un pic, să mai rămânem un pic despre tema asta, felul în care ne pregătim noi pentru un eventual dezastru. Câți dintre voi, prieteni, aveți asigurări de locuință? Și pentru bunuri din locuință. Câți? Era obligatoriu la obligatorie? Da, obligatorie. Bun, câți aveți asigurare obligatorie? Sau și obligatorie și facultativă? Că nu ne forțează nimeni să luăm doar aia obligatorie. Datele oficiale arată că doar unul din cinci proprietari din această țară a încheiat asigurare obligatorie de locuință. Unul din cinci. Asigurarea asta protejează într-o oarecare măsură împotriva riscului de inundații, cutremur, alunecări de teren. Polița costă, sunt două modele, una 10, una 20 de euro pe an. Și de banii ăștia, în caz de dezastru natural, poți primi, din câte știu, sper să nu mă șel, 10.000 sau 20.000 de euro în cazul în care se întâmplă ceva. Nu-i mare suma, evident. Dar nu e nici nimic. Iar prețul asigurării e chiar simbolic, risc să spun. Adică unii dintre cei cărora li se pare scump dau mai mult de atât pe țigări într-o săptămână. Sau chiar mai puțin de atât. 10 euro pe an. 20 de euro pe an. 100 de lei. L-am sunat pe Alex Ciuncan, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Acum, trebuie să recunoaștem că românii par totalmente dezinteresați de conceptul asigurării împotriva dezastrelor naturale, inclusiv a cutremurelor. Cum se explică această indiferență într-o țară care nu e chiar invulnerabilă din punctul ăsta de vedere? Da, e o întrebare extrem de complexă. Acum, nu știu dacă e vorba neapărat de dezinteres, pentru că cercetările sociologice pe care le facem în fiecare an arată că există un interes și există un interes în creștere. Chiar 4 din 10 români spun că sunt mai interesați, spuneau în luna mai a lunii trecut, că erau mai interesați de asigurările de locuință decât cu un an înainte. Și aici pandemia a schimbat destul de multe lucruri, pentru că de ce nu suntem cu toții acasă, am început să ne îngrijorăm mai mult, să ne interesăm mai mult de starea locuinței noastre. Mai mult sunt niște cifre tot care rez din sondajele pe care le facem cu IRES, care arată că 29% dintre români spun că vor să încheie, asta era undeva în luna octombrie anului trecut, că vor să încheie ambele polițe. Deși asigurarea obligatorie PAD și asigurarea facultativă. E, acum, întorcându-mă la întrebarea voastră, problema e ce facem, cum translatăm percepția riscului, deci ceea ce credem, în ceea ce facem cu adevărat. Iar cifrele pe care le-ați prezentat sunt absolut corecte. Adică, deși avem un sistem de asigurare obligatorie a locuințelor, doar una din 5 locuințe e asigurată, cam 20%, da? Pentru că nu există sancțiuni, nu? Adică e obligatoriu, dar fără sancțiuni. Există în respectiva lege din 2008, există sancțiuni, însă ele nu știu să se fie aplicat vreodată, însă nu cred că asta e problema. Adică, până la urmă, România fiind una dintre țările cele mai afectate, potențial afectate de astfel de riscuri catastrofale, inclusiv cu tremure, atunci poate că nu la amenzi ar trebui să ne gândim, ci ar trebui să ne gândim la ce facem efectiv când se produce un astfel de dezastru natural. Și cred că vedem cu toți imaginile din Turcia și din Siria. Nu pot să mă gândesc cum ar arăta iau Bucureștiul, de exemplu, într-o astfel de situație și cum o să se pună problema. Unii vor avea asigurare, alții nu vor avea asigurare. În București suntem undeva la 36%. Asigurat obligatoriu. Obligatoriu, da. Dar facultativ aveți idee? Cât? Facultativ, cifrele oficiale spun că undeva la 17% din locuințele din România sunt asigurate. Problema următoarea și aici e important. Scuze-mă o secundă, că e foarte important de spus. Dacă n-ai o asigurare obligatorie, nu poți să închei o asigurare facultativă. Da. Care te acoperă pentru sume mult mai mari, deci apropiate de valoarea reală a locuinței și pentru mult mai multe riscuri, inclusiv pentru cutremure, incendii și așa mai departe. Nu poți să iei un credit imobiliar dacă nu ți-asiguri locuința, măcar cu PAD, din câte știu, PAD fiind poliția pentru poliția obligatorie. Adică nicio bancă nu îți dă credit dacă nu ai și o asigurare de locuință. Ceea ce e logic. Pot exista și alte mecanisme, dar e logic. Încă să ne gândim că sunt 9,6 milioane de locuințe în România. Și marea majoritate acestora sunt locuințe deja contractate, deja în posesia cuiva, deci nu sunt tranzacționate în fiecare an. Important ar fi poate să conștientizăm cu toții aceste riscuri la care ne expunem. Uite, românii se tem de incendii.
55% dintre români se tem de incendii când vine vorba de locuințele lor și undeva la 50% de cutremure. Întrebarea e ce facem și de aceea dezvoltăm împreună cu membrii noștri, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, din ce în ce mai multe campanii de educare și mă bucur că uite, și dumneavoastră aduceți acest subiect în dezbatere. Domnul Ciuncan, vreau să vă întreb. Până acum, sigur că ofertele diferă de la caz la caz, de la societate de asigurare la societate de asigurare, dar pentru un apartament, două camere, să zicem, într-un oraș ca București, într-un bloc cât de cât nou, adică construit, să zicem, după 77, după anii 80, cât costă anual o asigurare pentru o despăgubire care să acopere măcar 80% din valoarea apartamentului? Adică să zicem că te asiguri pentru o valoare de, nu știu, 80.000 de euro. Pentru un apartament de două camere, dintr-un bloc care nu are risc de cutremur în București. Cât ar fi o asigurare de asta anuală? Orientativ. Costă mult mai puțin decât dacă nu am asigurare, cu asta siguranță. Clar. Iar ce pot să vă spun este legat de polița obligatorie PAD, cea care acoperă cutremure, inundații și catastrofare și alunecări de teren. Acolo, cum bine punctați, prețul este de 20 de euro pe an pentru o sumă asigurată, deci o despăgubire maximă de 20.000 de euro sau 10 euro pe an pentru o sumă asigurată de 10.000 de euro. Dar o asigurare facultativă care acoperă aici, da. Da, da, da. Aici e mult mai greu atât din motive concurențiale, să vă dau o cifră, cât și din simplu fapt că asigurările PAD sunt niște produse standardizate, deci ele conform legii acoperă aceste trei riscuri despre care vă spuneam, în timp ce o asigurare facultativă este un contract facultativ încheiat între dumneavoastră, proprietarul unei locuințe și compania de asigurări și aici lucrurile diferă foarte mult. E un produs customizabil, dacă vreți. Uh-huh. În funcție de discuția pe care o ai cu distribuitorul de asigurări, poți să acoperi anumite riscuri până la niște sume asigurate, poți să adaugi tot felul de clauze. Deci răspunsul este depinde. Uh-huh. Cu 100 de euro pe an poți să obții o asigurare bună? Încă o dată nu o să mă duc în zona asta de cifre, inclusiv din motive concurențiale, însă recomandarea noastră pe care o adresăm tuturor este să intre în contact cu distribuitorul lor preferat de asigurări și să vadă exact care este situația în care se află. Una este să asigure o garsonieră într-un bloc construit în anii 40, e doar un exemplu, și alta este să asigure o casă, eventual o casă de lemn, aflată undeva la periferia Bucureștiului. Și pentru ce riscuri asigurăm. Deci lucrurile diferă foarte mult. Bun, mai am o întrebare. Există concepția că asiguratorii caută chichițe ca să nu plătească ce au de plătit când are nevoie cetățeanul de banii respectivi. Este legenda asta urbană. Nu îmi fac asigurare că ei oricum nu dau banii. Aveți idee care e proporția de dosare refuzate la plată în cazul asigurărilor obligatorii sau facultative de locuințe? Și care sunt? Adică în ce condiții se refuză un dosar? E o întrebare validă, pentru că dacă ne uităm în România, marea majoritate a discuțiilor și a provocărilor au venit din zona de asigurări auto, din zona de asigurări RCA. Pe partea de locuință, dacă mă uit la datele oficiale ale Autorității de Supraveghere Financiară, în 2022 au fost 13 plângeri în toată țara. Dintr-un total, vă spuneam, de, hai să zicem, 1.800.000 de locuințe asigurate. Adică 13 plângeri pentru dosare refuzate, asta spuneți. 13 petiții care au fost înaintate Autorității de Supraveghere Financiare. Din ele, 8 au fost soluționate favorabil. Okay. Asta în contextul în care daunele plătite au crescut din ce în ce mai mult. Mă uit pe asigurările facultative. Aici au crescut despăgubirile plătite cu vreo 17% anul trecut, conform ultimelor date pe care le avem. Și la ce adică valoare românii utilizează din ce în ce mai mult. Și la ce valoare? Asigurările facultative sunt undeva la peste 70 de milioane de lei în momentul ăsta. Să știți, domnule Ciuncan, că am primit foarte multe mesaje în timpul conversației cu dumneavoastră și, într-adevăr, multă lume de asta se teme. Adică sunt multe mesaje care spun, oricum, în caz de dezastru, nu o să ne mai dea nimeni banii, oricum o să dea faliment toate firmele de asigurări. Ce se întâmplă dacă o să cadă 10.000 de locuințe, așa cum s-a întâmplat în Turcia? Ce se întâmplă dacă va fi pus la pământ jumătate din București, de exemplu? Sunt doar câteva dintre multele mesaje din această dimineață. Sigur că, dar și e normal că oamenii să-și pună toate aceste întrebări. Doar două elemente. În România activează companii de asigurări cu zeci, dacă nu sute de ani vechime. Sunt companii internaționale care operează peste tot în Europa. Asta ar fi un argument.
Și al doilea, există conceptul de reasigurare, deci asigurarea pe care și-o încheie asigurătorul la rândul lui. Daunele acestea, mai ales când vorbim de riscuri catastrofale, de cutremure, dacă vezi, daunele astea sunt suportate la rândul lor de către companii internaționale de reasigurare, la care asigurătorii din România, grupuri internaționale, vă spuneam, se reasigură. Deci un sistem global care funcționează. Nu cred că se joacă nimeni cu așa ceva. Adică banii care ar trebui plătiți nu sunt dați din sertarele companiei locale de asigurare, ci vin dintr-un sistem global de reasigurare. Mai ai vreo întrebare, Luca? Nu mai am nicio întrebare, vreau doar să spun că ai tot întrebat de prețuri și uite, da. Am primit de la ascultători. Virgil ne spune, de exemplu, că pentru un apartament de 3 camere în zona Titan renovat, 150 de euro pe an este asigurarea, are în banii ăștia asigurate bunuri în valoare de 15.000 de euro, iar apartamentul e asigurat la 80.000 de euro, ca exemplu. Da, în principiu, cred că se poate negocia și cu fiecare societate, cam la 100 de euro obții ceva foarte bun. Mulțumim foarte mult, a fost în direct în deșteptarea domnul Alex Ciuncan, președintele USAR. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.